Stimați telespectatori, stimați radioascultători, vă spunem bun găsit de aici în studioul Media TV Cimișlia. Suntem la o emisiune deosebită, ora locală, și tema emisiunii de astăzi este Apele Moldovei, râurile mici și mari. Este vorba de o emisiune cu invitați în studio, să trecem în revistă situația râurilor din Republica Moldova, și pentru aceasta am invitat în studio pe specialiștii din domeniu. Este vorba de domnul Aleco Reniță, care este președintele Mișcării Ecologiste din Moldova. Bine ați venit, domnul Reniță! Bine ați revenit acasă, că sunteți din părțile sudului. Da. Domnul Iurie Bejan, deci este expert în domeniu, se va prezenta dumnealui, că cunoaște cel mai mult probabil dintre noi la capitolul care vom discuta, și Silvia Ursu, expert local, să spun, expert al proiectului, și reprezintă la fel Mișcarea Ecologistă din Moldova. Bună ziua! Bună ziua! Acestea fiind spuse, nu ne rămâne decât să trecem nemijlocit la temă, dat fiind faptul că astăzi, chiar pregătindu-mă de această emisiune, mă uit cum ar trebui să se schimbe conștiința noastră, mentalitatea noastră. De aici se începe și se termine totul. Vorbeam cu cineva că, uite, nimeni nu s-a gândit că după acest coronavirus vor fi întrebate casele bătrânești, casele care au rămas în satele noastre pusteite. Și acum îmi spuneau unii primari că, băi, aproape orășenii și-au luat niște vile să-și facă. Deci, i-a fugărit pe oameni acest coronavirus, cu tot cu copiii, și au revenit la țară unde este aer să răsufle. Probabil că trebuie ceva să decadă în cap și nouă în privința apelor, ca să înțelegem că nu putem fără un râușor, nu putem fără un izvor, fără o cană de apă, și să păstrăm ceea ce avem. Dar să trecem nemijlocit la temă și începem de la moștenirea care o avem. Spun moștenire, nu în zadar, fiindcă o moștenim de la strămoșii noștri, care de bine de rău ne-au adus aceste ape până astăzi. Ce vom da noi mai departe, vom vorbi în această emisiune. Deci, care este arealul hidrologic al Moldovei, râurile mari și râurile mici? Care este situația lor? Cine începe? Domnul Reniță, dumneavoastră sunteți persoana care de mulți ani bateți clopotele și probabil că se vedea domnul mulți ani înainte să le bateți, că a bate clopotul e cel mai bun lucru. Da, mulțumesc pentru invitație. Bună ziua, dragi cimișleni, dragi pământeni. Avem echipa noastră o deosebită bucurie să fim astăzi invitați la această emisiune și vrem să aducem un cuvânt de mulțumire tuturor care promovează ideea noastră de un pământ sănătos, de o populație sănătoasă, ideea noastră ecologistă, și la fel aducem un cuvânt de felicitare pentru cei de la Cimișlia, că am înțeles că ați trecut într-un spațiu nou. Considerăm că e un semn de bun augur și ne-am dorit foarte mult, așa cum ați făcut-o și în sediu vechi, să fiți un centru de educație ecologică și de educație generală, prin care omul să-și schimbe atitudinea lui față de natură, față de cei din comunitate, și să înțeleagă că trebuie să fim oamenii a secolului 21. În contextul secolului 21, cred că trebuie să spunem foarte clar că Republica Moldova a întrecut foarte multe restanțe. Aceste restanțe nu sunt numai de ordin social, care generează nemulțumiri la nivel de colectivitate, dar sunt probleme foarte grave pe care seceta din anul acesta le-a scos la suprafață într-un mod foarte vizibil, inclusiv pentru cei care de multe ori se dădeau un spectacol și spuneau că nu poate să dispară un râu, nu poate să sece o fântână, nu poate să dispară un izvor. Sunt veșnice. Sunt veșnice, și noi când le spuneam că avem toate datele ca să vă demonstrăm că dacă ne comportăm așa mai departe,
o să pierdem foarte și foarte multe râuri mici, iar Moldova are peste 3200 de râuri mici și această atitudine egoistă, irresponsabilă, ea generează poate un impact și mai mare decât seceta care am văzut-o anul ăsta. De aceea noi venim cu echipa noastră de la Mișcarea Ecologistă, cu domnul Iuri Bejan de la Institutul Național de Ecologie și Geografie și încercăm să aducem un model european. Pentru noi, cum să zic, parcă nu este nimic nou, dar ceea ce putem spune cu siguranță că modelul pe care o să-l implementăm și dorim să o facem cât mai rapid, ăsta este garantul că râurile mici ale Republicii Moldova au șanse să nu dispară de pe hartă. Fiindcă a merge mai departe pe modelul sovietic, atunci când un râu era fracturat în 100 de bucăți și fiecare colhoz repede vrea să-și ia apa, cât mai de sus, fiindcă cei de jos rămâneau totdeauna fără apă. Care primul se care primul oprea apa. Și de aceea noi acum avem o altă abordare și aici cred că colegul meu, Iuri Bejan, o să aducă deja argumente și de ordin științific cum putem beneficia toți de apă. Fiindcă filozofia acestui model este ca nu unul să se înfrupte cu toate, cu toată cantitatea de apă unui râuleț mic, dar să fie repartizat într-un mod avantajos pentru toți. Vom veni cu detalii, domnule Lecureniță, să spunem, iar să spun, moftul ăsta care se scoală mai devreme și face iezătura mai la deal câștigă, parcă trece și în mentalitatea conducătorilor de țări. Am înțeles că și râul Nistru, cei din Ucraina, vreau să facă niște baraje, poate mai puțin se gândeau ce or să facă moldovenii, Chișinău și poate chiar și Odessa lor acolo, că toată apa se duce mai la vale. Dar vom reveni și la această mentalitate de la Opincă până la Vlădică. Silvia, îți oferim cuvântul de salut să ne introduci în subiect despre ce proiect e vorba. Bună ziua, mulțumesc mult că mi-ați ridicat mingea la fileu și nu pot să nu fiu de acord cu dumneavoastră când ați făcut introducerea legată de situația ingrată în care ne-a pus pandemia de coronavirus pe noi toți. Într-adevăr, trăim timpuri grele și cred că au scopul să ne învețe o lecție, să ne regândim valorile. Să ne regândim ce contează pentru noi cu adevărat, să fim înconjurați de bogății materiale sau să avem, să fim binecuvântați de un cadru natural curat și frumos în care să ne trăim liniștiți viețile. Așa că inițiativa noastră cu care venim astăzi la dumneavoastră în studio, nici că nu se putea să vină într-un timp mai bun. De fapt, noi la Mișcarea Ecologistă din Moldova suntem vocali de 30 de ani de când există această organizație legată de toate problemele de mediu, inclusiv cele legate de resursele naturale. Însă, din păcate, ecologiștii nu au fost ascultați. Mai mereu, subiectul ăsta al protecției mediului a fost un fel de cenușăreasă, așa, tratat marginal și uite că astăzi ne-am trezit într-o situație în care aproape că avem un colaps general în fața schimbărilor climatice și eu repet că Republica Moldova este o țară vulnerabilă în fața acestui fenomen și în lipsa unei viziuni, în lipsa unei strategii, în lipsa unei idei ce facem mâine, ce facem poimâine, ne aflăm în situația în care a menționat și domnul Răniță că ne seacă râurile dragi. Tocmai de asta, scopul proiectului nostru pe care noi îl implementăm în momentul de față se referă la ameliorarea ecologică a râului Botna și de ce Botna o să explic un pic mai târziu, pentru că suntem o organizație evident cu resurse limitate și nu ne putem permite luxul ăsta să avem grijă de mai multe râuri odată și încercăm să ameliorăm situația ecologică din bazinul râului Botna prin oferirea unui plan de gestionare, unei strategii, dacă vreți să spunem așa, nici locale, dar nici naționale, pur și simplu regionale, exact cât este bazinul hidrografic al râului Botna. Un plan care să conțină, să treacă de la problemele care există acum și să ofere soluții pe parcurs. De obicei, strategiile se scriu pe o perioadă de 5 ani, de 10 ani. Noi am ales
o durată medie de 5 ani, astfel încât să fie de folos comunităților locale, beneficiarele acestui plan de gestionare. Acest proiect a fost finanțat, chiar vreau să menționez că este finanțat de Biroul de Dezvoltare și Cooperare al Elveției și Agenția de Dezvoltare Austriacă, a prescurtat ADA. Ambele instituții și-au concentrat eforturile tocmai pentru a ne învăța pe noi, cei din Republica Moldova, să ne obișnuim a păstra, a conserva resursele de apă. Aceste fonduri oferite cu generozitate de aceste două țări sunt intermediate de Agenția Apele Moldovei printr-un proiect umbrelă, dacă pot să mă exprim așa, iar Mișcarea Ecologistă din Moldova i-a revenit această sarcină, dar de fapt pentru noi e un fel de vocație, să aducem în prim plan, în atenția publică, starea râului Botna. De ce Botna? Este un râu, puțin știu, dar este al patrulea râu ca lungime din Republica Moldova, după Prut, Nistru, Răut și Cogâlnic, dacă nu greșesc, domn Bejan o să mă corecteze. După Cogâlnic. Noi ținem Cogâlnicul mai lung. Evident, am venit la Dmitru Cantemir Strage. Am venit la Cimișlia, n-am voie să spun altfel. Teritoriul Ucrainei. Asta e. Iar este, se confruntă cu aceleași probleme care se confruntă și alte râuri. O să trecem în revistă aceste lucruri. Dar spre deosebire de alte râuri, alte bazine hidrografice, mă scuzați, care au început să-și formeze o viziune, râul Botna încă nu are un plan de gestionare. Nu a fost niciodată momentul potrivit, nu s-au găsit resurse financiare potrivite, dar Mișcarea Ecologistă din Moldova a decis că e timpul să se ocupe de această problemă. Așa că proiectul finanțat de instituțiile menționate anterior ne ajută atât să oferim un plan de gestionare comunităților locale, cât și să desfășurăm campanii de sensibilizare inovativă, nu orice campanie. Deja am testat aceste instrumente și ne-am convins că ele funcționează atunci când oferim oamenilor chestii interesante, precum imagini, fotografii, expoziții, întruniri la care oamenii pot să-și spună păsul și totodată să afle ceva interesant despre bazinul hidrografic în care locuiesc. Pe scurt, aceasta este misiunea proiectului nostru. Ce progres am avut, ce am desfășurat, o să vorbim pe parcurs. Da, pe scurt, câteva minute, da, într-adevăr, ai spus aproape tot ce doream să aflu și acum ne introducem în temă, stimați telespectatori, vom vorbi mai mult despre râul Botna, care își ia izvorul de sub satul Vorniceni, undeva de acolo vreau din Strășeni, și merge, spunem așa, la vale, spre sud-est, prin raioanele, să spunem, Ialoveni, Anenii Noi, Căușeni, da, și pe o lungime de circa 150 de kilometri. Iată că cei care sunt la sud au parte de aceste râuri, Cogâlnic și Botna, într-un fel, și vom încerca, domnule Iure Bejan, dumneavoastră ca specialist, să ne spuneți de ce trebuie atât de mult atenție pentru niște râuri care sunt înmulite. Am văzut niște fotografii acolo, stuf, ei, baraj, mai... Adică alții spun că, băi, nu e râu, pe desul nici cu barca nu poți trece. Dar iată că ele sunt foarte importante pentru viața celor care este în jurul acestor râuri. Și acum aș vrea să vă ofer dumneavoastră cuvântul, să ne spuneți, deci, introduceți în temă, de ce e atât de important, care e situația, de ce batem alarma, poate nu trebuie să batem alarma. Deci probleme sunt multe și practic toate, din păcate, noi le-am generat, mai ales ele s-au agravat în ultimii 20-30 de ani, au fost catalizate și de cele schimbări climatice, de secetele persistente, printre altele toate prognozele climatice ne arată că seceta va deveni o normă pe acest teritoriu și de ce noi trebuie să preîntâmpinăm, să ne adaptăm la timp la aceste modificări.
În primul rând, trebuie să menționăm faptul că noi am semnat un acord de asociere și ne-am asumat ca să modificăm legislația în domeniu. Deci avem aprobată și din 2013 în vigoare o nouă lege a apelor, care prevede, în primul rând, implementarea, adoptarea acestor planuri de gestionare. Atât la nivel de cele două districte mari pe care le avem, Nistru și, pe de altă parte, Prut, Dunărea, Marea Neagră, cât și la nivel de subbazine. Deci, în hotărârea de guvern respectivă, au fost identificate 39 de subbazine, printre care unul este Botna, și respectiv, dacă s-au aprobat planurile la nivelul 1, acum începe crearea comitetelor subbazinale și elaborarea planurilor pentru nivelul 2. Deoarece, să zicem, puterea centralizată este una, dar totuși comunitățile locale au și ele unele posibilități prin accesarea de aceste fonduri locale, fonduri europene, prin crearea ONG-urilor pe lângă aceste comitete subbazinale și accesarea de fonduri ca să soluționeze, să zicem, unele probleme mai mici, cum ar fi amenajarea de izvoare, de fântâni, renaturarea unui sector de râu și așa mai departe. Deci, în primul rând, noi trebuie să reabilităm râurile mici. Deci aceasta este o soluție la nivel de local fezabilă, viabilă, în termen mediu. În primul rând, în al doilea rând, trebuie să menționăm faptul că noi, practic, am adus într-o situație catastrofală apele de suprafață. Toate stațiile de epurare, practic, nu sunt funcționale. Deci cele care sunt funcționale, epurarea este una pur mecanică. Sunt unele orașe, inclusiv și Cimișlie, care a construit o nouă stație de epurare, însă urmează să mai implementeze și alte trepte de epurare. De aceea, practic, toate râurile, inclusiv și Botna, sunt foarte poluate, adică au clasa 5 de calitate. Și... Da, dacă să vorbim, domnule Jean, să facem așa o paranteză. Raionul Cimișlie, din cele aproape 30 și ceva de sate, dar 23 de primării. Doar orașul Cimișlie are stație de epurare și satul Ecăterinuca, care este alături cu Polonejii, au făcut o stație de epurare. În rest, nicio localitate nu are. Deci, iată deja situația... Iarăși revin la prevederile legislației europene, deci care, în primul rând, recomandă toate localitățile care au peste 10.000 de locuitori să dispună de o stație de epurare clasică, însă toate celelalte mai mici se pot asocia și se construiască aceste zone umide. Adică niște lacuri specifice. Da. Deci cu anumite, să zicem, argile care sau întâi nisip care captează fracțiile mai mari, deci filtrarea aceasta să fie făcută de aceste iazuri de decantare. Și există astfel de proiecte, de exemplu, ceilalți donatori externi finanțează un proiect pe Nârnova, două raioane, Nisporeni, Hâncești, inclusiv raionul Ialoveni s-a făcut pe Botna un studiu cu participarea Băncii Mondiale și respectiv trebuie să diminuăm acel impact antropic ca să îmbunătățim calitatea. Al doua prevedere de bază a legii apelor, a directivei cadru apei europene, este să îmbunătățim cantitatea. Deci secetele care persistă în ultimii ani, de exemplu râul Prut, s-a diminuat cu o pătrime debitul, dacă nu luăm în considerație anul acesta. Dar acea inundație care a durat două săptămâni, vedem că ea practic nu așa a avut un efect, deoarece noi am distrus toate aceste zone umide care servesc ca o burete care absorbă surplusul de umiditate în perioadă cu exces și ulterior, în perioada de secetă, este o sursă de alimentare cu apelor de suprafață. Noi am regularizat toate râurile, le-am îndreptat și practic vine o aversă, se ridică nivelul pe o oră, două și apa se duce mai departe, ajunge în Marea Neagră. Iar la nivel local nu rămâne nimic. Respectiv, o altă măsură, inclusiv se încearcă de a elabora un plan la nivel național, este gestionarea apelor pluviale. Iarăși o consecință a schimbărilor chiar climatice... Chiar și anul ăsta de secetă, Cimișlie a fost de 3-4 ori inundată. S-ar părea ce paradox. Când ne adresam finanțatorilor, dați-ne vă rog bani, voi apreciați-vă la voi e secetă sau sunt inundații? Fiindcă și-au făcut casele, au înaintat pe malul râuleților, iată, chiar în orașul Cimișlie traversează de la vest la est un râuleț care se varsă în râul Cogâlnic, un afluent,
nu i-am pus noi nici nume, el are nume, noi nu-l cunoaștem, spre rușinea noastră celor de la administrația locală din Cimișlia, noi nu-i cunoaștem nume, noi spunem râpa la Cimișlia, dar el nu e râpă, el e un râu, râuleț. Și iată, aceste inundații au stârnit mare gălăgie, au venit, oamenii au protestat, au, până la urmă s-au făcut niște lucrări cu participarea unei firme din Turcia, ONUR, care s-a pe iazul ăsta lui iepure, i-am rugat pe ei, le-au plătit acolo, nu știu, îmi pare că 80.000 de lei, dar ei au mers numai până unde este posibil. Mai departe au spus, trebuie să dărâmați saraiurile, casele, tot ce aveți acolo ca să faceți râu. Că l-au îngustat, l-au făcut așa ca să margă, cum spune că cum el când îi se ia. Și oamenii, dacă le dai exemple, ei pot înțelege care este pericolul. Uitați-vă, aceste inundații anul acesta, eu fiind originar din regiunea Cernăuț și mama mea a fost afectată de această inundație, minimă, să zicem, este o tragedie pentru toți, dar pe mine m-a bucurat faptul că lumea simplă a înțeles cauza. Toți unanim spun că cauza sunt despăduririle din munții Carpați. Deci noi am distrus toate fâșiile riverane de protecție. Care este rolul pădurilor? În primul rând este unul de reținere, de retenție de la 3 până la 4 ore a picăturilor de ploaie. Deci nu se canalizează deodată în scurgere, dar se reține și respectiv reține și în timp acea undă de viitură, are timp să se mai infiltreze în sol, să se acumuleze într-un lac, într-o hileștie. Respectiv asta este următoarea măsură care noi trebuie să o implementăm. Ce ține de exemple concrete pentru râul Botna, din păcate, vara am avut ocazie, noi am efectuat două expediții, deci este o problemă, iarăși, în gestionarea incorrectă a resurselor de apă. Avem foarte multe exemple când, la nivel de administrații publice locale, se iau decizii de înstrăinare a terenurilor din fundul apelor și apar aceste iazuri mici private chiar în lunca râului. Și se captează râul. De fapt, Botna, dacă vorbim deja de la, din comuna Costești, în aval, el de fapt s-a transformat într-un canal. Deci unde există aceste baraje transversale, cum a spus și domnul Riniță, la nivel de colhozuri, cum era în trecut, cam aceasta este și la nivel de fermier. Deci el barează, deoarece el are nevoie de apă pentru irigare. Și nu-l interesează ce se întâmplă în aval. Respectiv, comitetul și acea descentralizare care a început, dar întârzie să apară în domeniul gestionării resurselor de apă, presupune ca în comitet să fie reprezentanți din tot bazinul și să fie gestionat corect resursele, ca și cel de la Căușeni să aibă de asemenea apă calitativă și suficientă, nu numai cel de la Ulmu sau de la Horodca, care primul a construit un iaz și dispune permanent de apă, inclusiv apă calitativă, că nimeni nu poluează în amonte. Și treptat trebuie să implementăm aceste prevederi. E clar că e bine să începi din cursul superior și treptat să ajungi, dar încercăm paralel să lucrăm. Cel puțin mișcăm situația cu aceste comitete care se organizează la nivel de comune. Am văzut și vom arătăm în cadrul emisiunii și unele fotografii, ședințele acestor comitete, chiar în satele care ați spus dumneavoastră și la Horodește și la pare-mi se Zâmbreni și partea aceasta, vreau să zic, și vom atenționa într-un fel cetățenii să se autosesizeze singuri și poate e și momentul ceva și cu râul Cogălic să facă domnul Reniță aici, dacă cu Botna deja este proiect și parcă s-au făcut aceste structuri, acest plan de management hidrologic, cel puțin sunt persoanele și este nucleul, este sensibilizată și administrația locală și opinia publică, iată că poate să luăm exemplul ăsta să-l transversăm și pentru râul Cogălnic. Dacă nu aveți împotrivă, ce spuneți, dumneavoastră? Da, în genere eu întâi am vrut să aduc acest plan de management pentru Cogălnic, dar fusese identificate câteva râuri ceva mai înainte, râuri mici, și în contextul ăsta cam m-am dus la spartul târgului și de aceea noi am luat Botna, care era cel mai apropiat râu de Cogălnic, și sunt convins că următorul, hai să zic eu, pachet care o să vină, inevitabil o să cuprindă râul Cogălnic,
Dar ceea ce este foarte important să înțeleagă oamenii că, practic, aceleași boli se repetă în tot arealul Republicii Moldova. Ori că vorbim de Botna, ori de Cogâlnic, ori de Alpug, noi o să găsim numai niște chestii puțin diferite, dar în ansamblu sunt... Simptomele bolii sunt aceleași. De aceea, încă o dată, ceea ce trebuie să înțeleagă lumea, telespectatorii, este că aceste comitete bazinale, pe care unii clar că cu interese egoiste o să înceapă să le decline și să le conjuge, să zică ce-o mai venit și aceștia, dar care este filozofia, încă o dată repet, a acestui comitet? Cât are râul, de exemplu Botna, are 150 și ceva de kilometri, toate localitățile participă la administrarea bazinului hidrografic și atunci deciziile le ia și cel de la Căușeni și ăsta de la Ulmu și de la Bardar și de la Costești, fiindcă dacă o să mergem și noi o să oferim, cred că e foarte interesant de fapt cum este captată toată apa, dacă o luăm la Ulmu, la Costești, unde este acest mulți lac Ureaș, două la Rezeni și cu cât ajunge mai în vale, deja nu mai există apă. Cam același lucru putem vorbi și de Cogâlnic, fiindcă noi am mai făcut expediție pe Cogâlnic și cu 20 ceva de ani în urmă am venit cu o propunere care trebuia să cuprindă direct de la Hânceși până la ieșirea Cogâlnicului din Basarabeasca, măcar să fi făcut o perdea de protecție puternică, de vegetație forestieră. Și noi vedem azi Cogâlnicul, el e un fir de apă năcăjită și chinuită, parcă trece pentru un pustiu când e secetă. Dar eu sunt convins că generația noastră ține minte ce bogăție reprezenta acest Cogâlnic, ce zonă umedă era aici lângă Cimișlea. El șerpuit era. Exact. Eram copii, ne scăldam acolo. La Abaclia era o zonă absolut fantastică, incredibilă. Și noi când vorbim de zone umide, lumea nu prea înțelege ce înseamnă chestia asta. Dar de câte ori Cogâlnicul, și se întâmpla cea puțin de două ori pe vară, el împlea, că astea sunt niște chiuvete de astea naturale, cu o anumită adâncitură și se împlea toate heleșteele, gârlele, bălțele, mlaștinele, dacă vor, anumite zone erau mai mlăștinite. Și era atâta apă, atâta pește și noi când o intrat în capul cuiva nebunia că vor să aducă Dunărea, că tot proiectul ăsta de distrugere a Cogâlnicului a fost legat de Dunăre, fiindcă trebuia să vină de la Taraclia la Arțâz, de la Arțâz în sus la Basarabeasca și să-l ducă până la Nisporeni și din Nisporeni iară trebuia să-i dăie drumul pe Prut. Era o nebunie, un cerc de ăsta care era în capul unor extraterestre. Și atunci, eu țin minte foarte exact cum a fost distrus și a fost făcut praf Cogâlnicul la Abaclia. Noi acum mai spunem canal. Da, exact, canal. Pe la Gura Galbenei, eu sunt din Gura Galbenei, haidem la canal, trecem canalul, Cogâlnic pe urmă, de acum el prin 69-70 și începe să săpe, eu țin minte. Da, și la îndrepte. Da, da, și l-au îndreptat, fie pe o linie dreaptă principală. Exact. Și de la, dacă îți amintești, de la Hâncești și până la Basarabeasca, toată valea asta Cogâlnicului pe care noi azi o vedem întoarsă, deci era toată o zonă umedă, superbă. Și oricât de puternică era seceta, că au fost de-a lungul secolilor multe secete, nu dispărea apa din fântâni, fiindcă aceste zone umede, ele erau marile depozite cu apă bună și ele întrețineau acest areal. De aceea, acolo unde este posibil, noi încercăm prin aceste planuri de management, cu aceste comitete bazinale, fiindcă primul lucru care trebuie să-l înțeleagă autoritățile publice locale este să nu manifeste egoism local și să spună că noi construim la sus la Logănești
pe Cogâlnic, iază și luăm toată apa, sau cum au captat-o direct acolo lângă Mănăstirea Hâncu, câțiva milionari cu patru clase și au zis că asta e apa noastră, proprietatea noastră și nu ne interesează 200 de kilometri sau 150 de kilometri de Cogâlnic până la ieșirea din Basarabeasca. Ei, nu mai merge așa, fiindcă acum o să se schimbe multe lucruri, fiindcă modelul pe care îl aducem este un model european și el, odată implementat într-un bazin hidrografic, el împrospătează tot arealul, adică începe să reînvie și noi am făcut acest experiment încă în anii 90 pe râul Camca, fiindcă râul Camca este la fel o minune de râu, dar la un moment dat lângă Balatina l-au luat și i-au schimbat cursul și 45 de kilometri de râu nu mai avea apă de la râu, dar l-au îndreptat direct în prut. Și toate 45 de kilometri s-au uscat. S-au făcut cum în bugeac când vine seceta mare. Ei, și noi în 98, contrar unor mofturi a conducerii, am reîntors și am dat apă în cele 45 de kilometri și a fost, dacă ar fi fost făcut un film cu încetinitorul, noi am fi văzut cum timp de 2 ani de zile au venit și păsările, iar lumea era amăgită, ca să știe și lumea acest lucru, era amăgită când o să vină acum inundații, pe toți o să vă inunde. Nu a fost inundată nicio casă, toată lumea acum dacă intrăm de la Balatina în jos pe 45 de kilometri până la Pruteni, unde se varsă în Prut, lumea zice mulțumesc, fiindcă iarăși au putut să-și crească cărduri de păsări, gâști, rațe și așa mai departe. A început pescuitul, s-au întors chiar țiparii care sunt o specie care demonstrează calitatea apei. Deci am adus aceste exemple ca să se înțeleagă un lucru foarte important. Se poate. Deci dacă se vrea, se poate. Și eu sunt convins că și Cogâlnicul, chiar după o traumă atât de gravă pe care a suferit-o mai mult de jumătate de secol, îl putem încetişor să-l aducem în funcționare naturală. Fiindcă asta, de fapt, trebuie să facă un comitet bazinal. Da. Să-i întoarcă puterea naturală a acestui ecosistem. Silvia, dacă poți să ne spui pentru râul Botna, dacă am înțeles că e vizat râul Botna în acest proiect, la finele proiectului, ce trebuie să obțineți? Foarte bine, mulțumesc de întrebare. Noi am pornit cu ambiții mari, încă înainte să fie pandemia. Pandemia ne-a învățat că nu poți obține tot ce vrei, așa că a trebuit să ne strângem un pic băierile. Dar lucrurile promise vor fi livrate cu siguranță. În primul rând avem un plan de management care, cum să spun, încununează opera și domnul Bejan aici de față împreună cu o echipă de oameni de știință conduce, semnează acest plan de gestionare și dumnealor nu sunt la prima experiență. Au mai avut o experiență în spate legată de elaborarea unui plan de management care să corespundă din toate punctele de vedere cu rigorile legislației europene. Pe lângă aceasta, noi ne-am asumat responsabilitatea să trezim la viață, ca să spun așa, Comitetul Bazinal al Botnei, despre care s-a vorbit un pic mai înainte. Acest Comitet Bazinal a fost creat în 2018 deja, nu de noi, dar de Mișcarea Ecologistă din Moldova, dar prin eforturile Agenției Apelor Moldovei. Dumnealor au adus la aceeași masă reprezentanți ai administrației locale, atât din Ialoveni cât și din Căușeni, și i-a convins să creeze acest comitet, evident, împărțindu-le roluri, responsabilități, așa cum sunt menționate în legislația Republicii Moldova. Așa cum se întâmplă la noi, comitetul a devenit mai relaxat în activitatea cotidiană, dar asta s-a întâmplat din cauza faptului că membrii acestui comitet de regulă sunt fie
primari ai localităților, fie președinți, vicepreședinți de raion, care și așa au sumedenie de treburi. Și în plus s-au mai perindat niște alegeri electorale locale care i-a mai scos din ritm. Dar uite că Mișcarea Ecologistă din Moldova anul trecut a reușit din nou să ia legătura cu acest comitet, să-l adune la aceeași masă, evident cu alte fețe noi, pentru că în urma alegerilor locale fiecare comitet se reîmprospătează. Orice primar, sau ca să-mi exprim mai bine, orice persoană care ajunge în fotoliu de primar preia automat și mandatul de membru într-un anumit comitet. Prin urmare, noi am reușit să ne vedem cu membrii acestui comitet în luna martie, exact înainte să intre starea de urgență, și mă bucur că am pus la punct niște probleme importante, pentru că, iar s-a vorbit, au venit oameni atât de la, să spunem, Hrotca, Văsieni, cât și oameni de la Căușeni, care au insistat pe aceleași probleme. Evident, unii le resimt pe unele în mod mai puternic decât altele și tot așa. Prin urmare, noi avem ambiția să revitalizăm acest comitet, să le dăm în primire un plan bine scris cu care ei mai departe să atragă fonduri. Și de ce spun de fonduri? Pentru că există bani disponibili. Există instituții internaționale care sunt dispuse să ofere fonduri unei comunități sau unui nucleu de comunități doar dacă există o strategie pusă la punct, doar dacă există un plan care scrie cu tare problemă vrem să o rezolvăm. Nu mai merge pe formula asta, dați-ne bani că noi știm ce să facem. Se merge pe ideea că tu trebuie să fii transparent și trebuie să ne spui și nouă ce probleme vrei să rezolvi. Și o finalitate, deci un rezultat. Exact. Și finanțatorii, până la urmă, doresc să vadă cum gestionăm noi banii dăruiți de bună. Bineînțeles. Și noi niciodată nu ducem la... Niciodată nu terminăm un proiect fără să includem și o componentă de mediatizare, sensibilizare, comunicare. Noi credem în puterea cuvântului și profităm, iată, de apariții și întâlniri cu dumneavoastră, parteneriate cu presa scrisă, ca să transmitem mai departe, să-i convingem pe alți oameni care ne privesc cine știe de unde, să repete, să imite acest gest. Toate căile posibile, mai ales acum, în perioada aceasta COVID-19, când sunt multe restricții, că ați venit și dumneavoastră toți cu măști, am spus că aici suntem la o distanță așa, cât de cât ne permite să discutăm, dar mesajul, da, dacă e nevoie, îl folosim. Dar mesajul trebuie să ajungă la cetățeni și vom informa și chiar spectatorii noștri că ați venit la Cimișlia și cu o expoziție de tablouri, exact, despre râuri, expoziție despre râurile mici, de fotografii, expoziție de fotografii, și în curând ea va fi deschisă la muzeul din Cimișlia pentru toată regiunea de sud. Da, domnul? Da. Este extraordinar. Noi am testat diferite forme de comunicare cu populația. Da. Într-un timp mergeam numai cu, hai să zic eu, cu tot ceea ce au stricat oamenii, au urățit, cu gunoiști, cu arbori tăiați, distruși, arși. Și asta a fost în anii 90, când lumea a înțeles că a te comporta mai departe așa nu se poate. Și atunci noi am schimbat la un moment dat că am simțit că lumea nu cunoaște de fapt cât e de frumoasă Republica Moldova. Iar pe unde trece o apă, un râu, un râuleț, Pârâiaș, dacă nu l-a făcut comunitatea într-o râpă, cum ziceați, adică unde aruncă toate gunoaiele, este o bijuterie și mai ales dacă luăm ca afluența Nistrului și a Prutului, avem niște râuri incredibil pentru un petec de pământ atât de mic, cu atâta bogăție, cu atâta frumusețe, cu atât peisaj. Și de aceea noi, când întrebăm pe cineva de la nord, voi ați auzit de Cogâlnic? Da, parcă ceva au auzit, dar nu știe exact. Când întrebăm pe aici de la sud, ați auzit, de exemplu, despre Draghiște? Parcă au auzit dacă au mai citit prin revista Natura. De aceea noi, la un moment dat, prin anul 2003, am făcut un proiect și am făcut o evaluare, de fapt, a frumuseților pe care le aduce natura Moldovei pentru cetățeni. Și eu vreau să vă spun că
Eu am rămas de fiecare dată uimit, că am făcut expoziții și în Republica Moldova, nu mai zic de România, că am avut în multe județe, am avut o expoziție și în Italia și de fiecare dată lumea același lucru îmi întreba. Asta e la noi? Asta e la noi. De atâta, și noi locuri frumoase. Da, de atâta în acest proiect noi am încercat și am avut toată susținerea și mă bucur că ne-au permis să facem 8 expoziții în permanente. Adică noi ceea ce am venit azi la Cimișlea și am făcut donația va fi parte din muzeul de la Cimișlea. De aici plecăm acum la Zaim, facem o altă donație. Pe urmă ne ducem la Soroca, la muzeul de la Soroca și facem aceste donații ca lumea când intră să vadă ce înseamnă, de exemplu, râuri pe care nu le știau. Inclusiv Cogâlnicul, avem o imagine. Poate mulți cred că Cogâlnicul e mai puțin spectaculos. Nu este adevărat. Trebuie să ai ochi ca să prinzi frumusețea oricărui peisaj. Probabil ne veți insufla și pe noi exact. Să facem niște concursuri ecologice de fotografie cu absolut. Mișcarea ecologistă, poate, știu, să-i noi motivăm suntem... și pe tineri să atragă atenție. Cineva poate să creadă, domnule, o emisiune, nu este adevărat. O emisiune poate să valoreze mult mai mult decât 30 de întruniri și să le spună luați apă din subteran sau alte chestii care pentru noi sunt foarte grave și noi vrem încă o dată, noi nu avem, ecologiștii nu poartă război împotriva nimănui. Ecologiștii caută peste tot prieteni. Pentru noi fiecare cetățean al Republicii Moldova trebuie să devină prieten. Și noi când le spunem, fraților, nu vă tăiați pădurea, fiindcă după ce o să tăiați pădurea, o să pornească alunecările de teren și o să vă acopere casele. Și asta trebuie să ne înțeleagă. Când le spunem, aveți grijă cu irigarea din subteran, fiindcă apa este proastă. Este foarte mineralizată și distrugeți și solurile. Haideți să facem ordine cu apele de suprafață. Da. Hai să facem irigare cu apa de suprafață, fiindcă după ce distrugi râurile și cum spunea colegul Iurei Bejan, că noi am ajuns pe râul Botna să avem apă de categoria 5, asta e cea mai poluată. Atunci, ca să cunoască și telespectatorii și radioascultătorii, e că apa pe care o avem de suprafață, ea nu mai este bună de irigare. Și de asta se întâmplă că vor să se bage. Iar noi țineți... A fost cazul de la Chișinău, când toate legumele din Comuna Sângera exact. Le-au distrus, fiindcă aveau... Așa da. Era calitatea apii. Și de aceea noi când... Noi nu suntem, cum au încercat cineva să prezinte, dușmanii fermierilor. Noi suntem prietenii fermierilor, fiindcă bogăția cea mai mare pe care o are un fermier este pământul. Este calitatea solului și el trebuie să aibă grijă. Și eu am imagini chiar aici, nu departe, pe lunca Cogâlnicului. Uitați-vă de la între Sadaclia și Carabineuca. Deci, într-o primăvară am văzut, parcă era totul zăpadă, dar era sarea care ieșea din luncă. Și ce mai rămâne acolo? Sanizarea. Deci trebuie să fim foarte atenți că natura e extraordinar de sensibilă. Se răzbună și am observat acest lucru mai ales în această vară secetoasă. Oamenii s-au îngrozit când au văzut aceste secete. Ele nu sunt întâmplătoare și spuneați, domnul Bejan, că am intrat într-o ieră a secetelor și trebuie să ne deprindem, cum spun medicii, că să ne deprindem cu COVID, că el nu se plece și hai să găsim metode de profilaxie și de conviețuire cumva. Oare trebuie să facem o panică și noi ca ăștia cu COVID, că prea au pornit mass media și poate au speriat prea tare, acum când am vorbesc cu oamenii, ba cred, ba nu cred, dar iată, dacă facem așa o paralelă, ce mai strașnic poate fi, ce ne poate afecta mai tare, iată, această pandemie care i-a izolat, oamenii s-au speriat, sau, iată, acest viitor care, dumneavoastră, dacă puteți să ne-l spuneți, cine așteaptă? Poate un deșertăciune, un deșert care vine peste noi, poate 50 de ani aici o să fie ca într-o pustiu, Sahara sau ceva, și noi nu ne dăm seama. Noi acum gonim după case mari, nu știu după ce, dar o să rămână oraș întregi, sate întregi, poate, dacă nu o să fim atenți. Cum? Care este situația? Deci, în primul rând,
toate datele care sunt pe ultimii 10 ani, inclusiv colegii mei din institut au făcut analize detaliate. În primul rând, noi avem cei mai secetoși ani, începând cu 2007 încoace, practic toate intră în topurile cele mai secetoși ani. Deci, odată la, din 3 ani, 2 se nimeresc ani secetoși. Și trendul acesta arată că, într-adevăr, colegii au demonstrat că, în decurs de vreo următorii 20 de ani, temperatura va crește încă cu un grad în mediu, la nivel de raioane administrative, iar precipitațiile, de asemenea, se vor diminua, mai ales formele acestei negative de relief. Dar vreau să menționez în același timp că la noi este elaborată strategie de adaptare la schimbări climatice, care are un program de măsuri, dar care, din păcate, a fost nu știu cum uitat. Inclusiv există măsuri de adaptare a sectorului agricol, unde se recomandă să implementăm soiuri de acestea rezistente la secetă. Irigarea să fie modificată prin picurare, inclusiv acele iazuri pluviale despre care am vorbit. Și noi aceste măsuri, nu știu cum le-am uitat și nu dorim să le implementăm. Deci, la nivel local, fiecare fermier e clar că poate implementa aceste măsuri. Dar există și niște pârghii administrative. Anul acesta, din cauza secetei, noi am auzit și sumele care se vehiculează ca compensație pentru agricultori, indemnizații și așa mai departe. Poate fi cazul de mai condiționat aceste indemnizații prin implementarea acestor soiuri, aceste măsuri generale care sunt prevăzute. Noi trebuie să ne informăm și trebuie să încercăm să ne adaptăm, că în caz contrar pierderile vor fi din ce în ce mai mari, iar consecințele ecologice vor crește. Ce avem noi subteran? Că în discuții cu agricultorii, eu tot sunt agricultor, am absolvit facultatea de horticultură a Universității Agrare, dar vreau să vă spun că mulți îmi spun: Andrei, tu ce de-a nu mai ești cu noi? Tu ești împotriva exploatării apelor subterane, uite, ne uscăm, nu avem venit, se usucă și livada și vița de vie și totul. Și eu încerc să le spun, zic, noi vrem să avem profit, dar cineva vrea să aibă viață pe viitor. Problema este mai complexă. Noi nu trebuie să privim numai 2-3 ani de zile să avem apă, să irigăm și să nu ne gândim la consecință. Primul lucru despre care s-a mai vorbit astăzi este solul. Noi avem 75% cernoziomuri, care în condiții naturale se formează în condiții de insuficiență de umiditate. Acum noi aducem un surplus de umiditate și îi schimbăm proprietățile. Alt specific este că 90% din apele subterane au un grad de mineralizare ce depășește 1,35 gram pe litru. În cazul cernoziomurilor, în funcție de subtip, varietate, gradul de mineralizare trebuie să fie în jur de 0,34. Deci avem depășiri de 4 ori. S-a încercat și inclusiv cu aportul Mișcării Ecologiste ca să se facă un studiu științific. A fost aprobat și un proiect la Fondul Ecologic. Institutul trebuia să fie condus de proiectul de două institute, Institutul de Geologie în primul rând, care trebuia să evalueze resursele și calitatea lor, și Institutul de Ecologie și Geografie, care trebuia să evalueze impactul. Deci, din cauza lipsei unei semnături în acea decizie a Fondului Ecologic, proiectul n-a fost finanțat, iar cineva din demnitari la o ședință la minister ne-a reproșat: pentru ce să vă dau 4 milioane dacă oricum o să ne spuneți că nu avem dreptul să irigăm? Bine, poate și spuneam în final acest lucru, dar noi identificam... Vreau să vă cumpere într-un fel. Nu, noi, în primul rând, să spuneți că aveți drept. Reevaluam resursele, deci ele nu au fost reevaluate de mult, deci aceste sonde de monitoring a nivelului, deci centralizam toate datele și se primea un tablou actual privind volumul de ape disponibile și calitate. Da, poate se identifica 10-15% din teritoriul unde se poate de utilizat în anumite condiții. În anumite regiuni. Dar faptul că argumentul agricultorilor, România, poate, Ucraina, poate, dar noi nu. Ei nu iau apa noastră. Nu este corect. Nu este logică. Așa e logica. Deci, domnul Reniță, nu o să-mi permită să mint. Noi am avut parte din niște instruiri organizate tot de Apele Moldovei, tot cu ajutorul acestor finanțatori, când au venit reprezentanți de la Apele Române, inclusiv fostul director de la agenție,
care și acum activează în calitate de consultant și noi am adresat această întrebare și mi-a spus că nu se irigă. Nu se irigă din subteran, deoarece directiva nu permite acest lucru. Păi înseamnă că informația nu ajunge corect. Nu, dar e dezinformare special făcută ca să se arate cu degetul când dreapta și în stânga se face. Acum, ultima știre, că când am auzit că a spus că se folosește apa și din dreapta și din stânga Republicii Moldova, am făcut legătură cu Chievul și ei mi-au spus că într-adevăr, într-o anumită perioadă și în anumite zone, dar să nu uităm că Ucraina are 600 de mii de kilometri pătrați și Moldova 33. Și adică condiții naturale diferite. Și în perioada sovietică lor le-a dat voie în câteva areale, să nu uităm, Hersonul, Crimeea, zone care cu totul sunt diferite de ceea ce înseamnă Republica Moldova, au avut. Acum ei au o mare problemă că au început niște prăbușiri de terenuri, dincolo de, nu numai că era vorba de că le-au străcat solurile și așa mai departe, dar au probleme mai ales în zonele din jurul orașelor. Ei acum caută o modalitate, Chievul, ca să oprească această extragere exagerată de apă. Supraconsum, supraconsum. Fiindcă problema care am întrebat-o și noi, nu o singură dată, am întrebat, spuneți vă, câtă apă avem noi în subteran? O căldare, 10-100 ani. Da, și dacă noi nu știm, îi zic că nu știu. De ce noi am cerut un studiu unde să ne se spună, domnilor, aveam în subteran atâta apă, 100 de căldări. Dăm 10 la irigare unde e cel mai inaccesibil sau dacă apa aceea are sub un gram. Restul bem câte un prărus de apă și să ne ajungă pe 100 de ani. Și nu te duci și ridici capacul de la subteran și dai drumul oriunde. Și încă o dată zic, este foarte multă dezinformare, iar filozofia acestei abordări este una tipic populistă, care este bazată că cineva are în arendă soluri și ei, chiar dacă fac acum irigare, evident că primii ani nu o să fie deodată sărurile o să răbufnească la suprafață. Dar pe o durată de 10-15 ani... Nu, dacă se repetă 2-3 ani, cum avem anul acesta, se resimte și în 2-3 ani. Și studiul științific este absolut obligatoriu. După ce avem toată, hai să zic eu, tot tabloul la nivel național, noi o să ne vină foarte ușor ca o instituție specializată să facă o hartă și să spună că, de exemplu, între Gura Galbenă și nu știu care localitate, acolo, într-un areal mic, pe o suprafață de 50 hectare, se permite. Bun, Bijan, dar întotdeauna se lua în vedere părerea savanților și o concluzie, doar orice lucru mare, dacă vrei să-l pornești, trebuie să ai o temelie ceva. Bine, deci acel regulament care acum a fost aprobat prin hotărâre de guvern, cum a fost supranumit revoluționar, el de fapt a avut 7 avizi, toate 7 negative. Deci s-a încălcat procedura de aprobare. Eu vreau să mă întorc la irigare din subteran și să amintesc despre legea apelor, unde este clar prioritizată utilizarea apei. Și pe primul loc este apă potabilă. Dacă dorești să irigi din subteran, trebuie să asiguri acces la apă potabilă a populației mai întâi, să prezinți o dovadă, de exemplu, gradul de racordare populației la pieduct și așa mai departe. Da. Apoi ulterior celelalte și irigarea este pe locul 4, respectiv după aceea poți să irigi. Mai întâi soluționează primele probleme. Iată, dacă s-ar pune așa ierarhizarea aceasta, ierarhie aceasta intereselor, poate oamenii o înțelegem mai bine. Cu toate că vreau să vă spun și în rândul agricultorilor, sunt care înțeleg și spun că nu toți agricultorii strigă că să ia apă din subteran. Dar să revenim pe pământ, din subteran, am făcut așa o abatere care tot este legată, că este o comunicare din subteran. Dar să revenim, erau râu curat, de la sat la sat au fost niște acțiuni ecologice. Apoi râulețele astea mici, chiar și Ialpul, care zice că se duce în Dunăre. El trece pe aici, pe la Cenac, pe aici noi am fost și ne-am uitat, avem și satul Ialpul pe aici, Maramfield, Ialpujeni, tot pe acolo trece râulețul. Câteodată el parcă și secetă și parcă nici nu este, dar ca atare lumea spune că când facem ziua Dunării,
avem și noi o atitudine față. Prin ce? Prin aceste râulețe, că ele tot curg spre Dunăre, așa am înțeles. Și acum, cât de important ar fi, iată, aceste râulețe din diferite puncte de vedere pentru locuitorii unei localități. Să spunem, din punct de vedere turistic, din punct de vedere ecologic, din punct de vedere climatic, din punct de vedere, iată, din punctul dumneavoastră de vedere, cu ce argumente ați venit în fața cetățenilor ca să-i convingeți ca ei mâine să uite altfel la acest râuleț de sub sat? Deci, primul argument care dumneavoastră nu l-ați numit este cel ce ține de morbiditatea populației, de sănătate. Despre asta nu prea vorbim, pentru că vom spune că trebuie să mor de COVID, nu mor de altceva. Deoarece apa, în primul rând, este cauza multor boli. Incidența, spre exemplu, începând cu hepatita virală și terminând cu alte boli, deci apa este cauza... Ceea ce bem, aceea suntem. Corect. Deci sunt cazuri, inclusiv nu numesc localitatea, în Botna. Am identificat, Silvia a văzut fotografiile noastre, când este lacul de acumulare, este stâna, apoi pe interfluvii, pe cumpănă, este gunoi ăștia satului. Deci toate se spală, se filtrează. Deci ajunge și oile să mănâncă, să bea acea apă poluată și noi să pescuim acel pește din ea și să-l mâncăm și așa mai departe. Apropo, domn Bejan, eram de uneți la Cogâlnic și făceam un reportaj. Și eu îi spun ciobanul, zic, ce, duci oile să le adepți la Cogâlnic? Că nu, dar de ce? Păi nu vor să bea din Cogâlnic. Dar unde? Ia la fântână acolo, într-o parte. A ajuns că oile nu vor să bea apă din Cogâlnic. Păi ele sunt. Da. Și eu chiar m-am mirat, zic, uite ce indiciu concret pentru... Da, boli digestive, mușiri de alte boli, ele sunt cauzate deci, de apa poluată. 30 da. Secunde. De râul Ichel, în aval de Cricova, am făcut și am avut întâlniri, oamenii au scăpat vaca, proprietarul, din, că era legată, s-a dus și s-a adăpat din Ichel și a murit. Deci lumea deja își păzesc animalele să nu intre, să se adapte. Vă dați seama care este calitatea dacă animalul a perit. Silvia, văd că te uiți la ceas, te uiți la telefon, dar... Mă uitam la o informație, să fiu sigură că spun corect. Dumneavoastră ați menționat despre atracții turistice, naturale. Da, turism local, că el acum cu situația COVID n-avem unde pleca. Și măcar să vedem, să descoperim Moldova. Ci... Eu vreau să menționez că Botna, așa cum a spus domnul Rințe de Cogâlnic, parcă nu pare spectaculoasă. Da. Dar mai ales în sectorul ăsta superior, unde Botna izvărăște și trece prin niște forme de relief impresionante, dealuri abrupte, văi împădurite, ar putea fi un deliciu, dacă ar fi exploatat corect, ar putea fi un cadru natural foarte căutat de oamenii prinși în Chișinău, în jungla de beton, care vor să se ducă să se distreze nu departe. Da, exact. Iar vreau să menționez că, iarăși, nu prea se știe, dar locul unde se varsă Botna în Nistru, la Mărândeni, dacă nu greșesc, Mărinești, mă scuzați, era cunoscută cândva ca Balta Mărineștiului, o zonă foarte abundentă în pește, la fel de abundentă ca locul unde se vărsa cândva Bâcul în fluviul Nistru, lacul Sălaș. Aceste două zone aprovizionau nu doar satele din jur, dar și Tighina, orașul de atunci și mai duceau și la Chișinău pește prins acolo și era un loc perfect pentru pescari, pentru admiratorii de natură, pentru oamenii care vor să iau o gură de aer proaspăt. Așa că zonele astea pot fi reînviate, eu cred. În primul rând trebuie să spunem oamenilor ce a fost înainte, ca ei să aibă un fel de, nu știu, idee de comparație și după asta să un ne... punct de revenire. Exact. Și după asta să ne stabilim o țintă. Hai, poate nu o să ne iasă cum a fost în trecut, că s-au schimbat multe, dar zonele astea importante pentru noi și pentru familiile noastre, pentru copii, eu cred că merită să fie reînviate. Cât e de important pentru tineri, fiindcă mă uit noi cu părul sur, da, tânjim după Cogâlnicul de când v-a șerpuit, dar voi, cât de important este pentru voi? Poate e mai ușor să-ți iei rucsacul și să pleci undeva în Europa? A fost, acum e greu. A fost, da. Acum trebuie să ne împăcăm cu ceea ce avem. Exact. Și să ne facem aici, cum se spune, un mediu sănătos de viață, aici în jurul nostru.
Și dumneavoastră credeți că aceste, domn Bejan, aceste râuri mici, râurile mari e o temă aparte acolo, poate și statul trebuie să revină, el mai tare revine când e vorba de inundații, să fac niște valuri și așa mai departe, dar râurile mici le cunoaște, fiindcă vă spun, noi în Cimișlia nu cunoaștem chiar denumire la toate. Eu vă spun sincer, măcar de la asta să începem să le dăm numele, să le întoarcem numele lor. În afară de Cucâlnic, dar mai sunt Râuleți, afluenți la Cucâlnic. Da, da. Și nu le cunoaștem. Chiar vorbeam ieri cu domnul primar. Domn primar, cât ați vorbim că râpa care trece prin Cimișlia inundează. Că el trebuie să aibă o denumire râului ăsta. Dați-l găsim. Dacă ne ajutați, împreună să găsim cum se numește râulețul ăsta care vine despre Javuri, al pui acolo, treci pe aici și se duce. Cu siguranță. Sunt hărțile topografice la scară mare, planurile pe care ele sunt. Deci eu chiar vreau să vă mulțumesc pentru întrebarea dată. Deci fiind de meserie profesor de geografie, mie îmi pare rău de situația colegilor care predau în școli. Geografia fiind un obiect așa de important acum, cu schimbările climatice, toate aceste cataclisme, a ajuns să aibă numai o oră în școală. N-au putut să obțină mai mult din curicul? Din păcate, colegii mei sunt nevoiți să meargă la cursuri de reciclare, spre idei, istorie, biologie, chimie inclusiv. Dar există acele fonduri de hărți topografice. Și este bine ca să studiezi, să cunoști denumirea, inclusiv unei râpe sau ravene, cum noi le spunem mai științific, unui lac. Sunt hărți vechi, din 82, din 62, că practic, începând cu anii 60, dumneavoastră ați menționat, Cogâlnicul a fost îndreptat, era nevoie de a deseca, de a extinde terenurile agricole, erau alte interese. Dar noi putem să ajungem la ceea ce a fost până și cred că și profesorii aici au un câmp de lucru. Principalul trebuie să-i stimulăm și noi. Eu aș vrea să adaug o idee, dacă îmi permiteți. Eu, din experiența mea, am avut momente triste, chiar încărcate cu amărăciune, când ajungeam în sate, la școli, la copii, în zone frumoase, de exemplu, nu știu, pe unde trece Racovă, Țuciuhuru, Draghiște, canioane superbe. Și le spuneam copiilor, uite, la voi pe aici trece râul Draghiște. Și copiii mă întrebau, care râu, râpa asta din spatele satului? Și pe mine chestia asta mă întristează de fiecare dată când întâlnesc o asemenea atitudine. Nu putem învinui copiii pentru că ei gândesc așa, ei ne imită pe noi, maturii. Și mie îmi pare, cum să spun, e de groază, e un scenariu de groază dacă o să ajungem să le povestim copiilor cum a fost cândva, acum nu mai este. Cândva a fost frumos, acum scuzați, trăiți în ce trăiți. Și domnul Bejan a spus de predarea geografiei în școli doar timp de o oră. Asta e trist și chiar aș spune ingrat, pentru că atunci când noi împingem pentru introducerea orei de ecologie în școli, ni se răspunde că copiii oricum fac ecologie la geografie sau la biologie sau la altă materie. Și acum eu nu știu când mai reușesc să discute despre mediul înconjurător și să înțeleagă importanța acesteia. Eu vă mulțumesc că ați readus în discuție această chestiune foarte importantă, ecologia, și ea a fost permanent pe aceste meleaguri și de fiecare dată când s-au găsit persoane care să vorbească despre aceste probleme, de fiecare dată s-au găsit cei care vroiau să le închidă gura. Iată că acum avem această posibilitate. Vă mulțumim. Probabil că deja avem o oră de când discutăm, nici n-am observat și tema este foarte mare și inepuizabilă. Aș vrea doar să vă dau câte, să spunem așa, câte un minut, un mesaj de la fiecare din dumneavoastră către spectatorii noștri care sunt din toată Republica Moldova. Ne vor privi pe canal 96 la Mol Telecom. Toți cei care au Mol Telecom vor privi în toată Moldova și Starnet, poziția 47, iar aici, în Etier, rază de 35 de kilometri de orașul Cimișlia, inclusiv și băștinașii dumneavoastră de la Baclia, ne vor privi în Etier, ba chiar și la radio o difuza această emisiune destul de interesantă. Și acum, pentru toți cei care ne urmăresc și ne vor urmări, mesajul dumneavoastră. Să luăm de la dumneavoastră, Silvia. Sigur, mulțumesc. Eu cred că o să mă încadrez în mai puțin de un minut.
Ne-am obișnuit ca multe organizații, multe persoane să vină de la centru, de la Chișinău, într-o anumită localitate și să învețe pe alții cum să trăiască sau cum să-și păzească râul. Mesajul meu către toți cei care ne ascultă este să-și iubească și să îngrijească patrimoniul local, moștenirea, cum ați spus dumneavoastră foarte bine, moștenirea, fără să aștepte impulsuri, ghidaj, mentorat de la centru. Evident că organizațiile de mediu, ele încearcă prin toate puterile să mâne din urmă aceste chestii, dar inițiativa trebuie să vină de la nivel local. Mulțumim, domnule Jean. Eu să revin la importanța planurilor de gestionare a comitetelor. Deci vreau să menționez că nucleul planului de gestionare este cel program de măsuri. Adică, reșind din problemele care noi le-am identificat în cazul dat bazinul Botna, noi venim cu un set de măsuri de îmbunătățire. Trebuie să țineți cont că planul de gestionare, de fapt, este un studiu de fezabilitate care permite ulterior acces la alte fonduri. Avem exemplu cu bazinul Caminca, când deja s-a trecut la implementarea, realizarea acestor măsuri. De ce vă rugăm să fiți activi, să vă implicați în soluționarea problemei gestionării resurselor de apă? Nu numai la nivel de Botna, dar pentru toate comitetele, toate subbazinele hidrografice. Vreau să le spun tuturor că așa cum oamenii, necunoscând până la capăt ce o să întâmple în a doua jumătate a secolului 20, au distrus foarte multe ecosisteme, la fel, în secolul 21 avem misiunea să le refacem. Pot cu toată siguranța să vă spun că am traversat în lung și în lat tot ceea ce numim Basarabia și este un pământ cu adevărat dăruit nou ca să-l transformăm într-o grădină. Acolo unii oameni au fost grijulii, localitățile cele mai păstrează icoana timpurilor de odinioară. Acolo unii oameni au fost neglijenți și au vrut să iei tot de la natură, lucrurile s-au schimbat dramatic. De aceea, nu în zadar avem proverbul, omul sfințește locul. Îndemnul meu către oricine care locuiește pe acest pământ, ca să lese o urmă, luați și sfințiți locul acolo unde locuiți casa dumneavoastră, ograda dumneavoastră, drumul, localitatea și moșia satului prin care numai decât trece un fir de apă. Și acest fir de apă trebuie să fie firul călăuzitor în viitor. Numai cei care vor avea acest fir de apă vor putea să aibă siguranța că Republica Moldova, acest teritoriu, nu se va transforma într-un pustiu. Sunt Andrei Bargan, am fost moderatorul emisiunii Apele Moldovei, râuri mari și mici și invitații de astăzi au fost Ale Coreniță, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, Iurie Bejan, expert în domeniul apelor și expert ecologic în cadrul proiectului, și Silvia Ursu, specialist sau coordonator în cadrul proiectului care vizează râul Botna. Stimați telespectatori și radioascultători, am reușit cel puțin să vă sensibilizăm atenția și dacă mâine cineva va încerca să ducă, să vadă în ce stare sunt râulețele, va încerca să facă o grupă de inițiative, să facă curățenie în preajma râurilor, să vie, să se adreseze la Mișcare Ecologistă după un suport logistic, poate să-i ajute cu materiale și poate lua să facă inițiative de aceste comitete. La prima vedere pot fi ele așa stângace, dar dacă este de jos o dorință, sunt specialiști care ne vor ajuta și acum sunt multe fonduri și europene pentru ONG-uri, ONG-uri de mediu și am putea împreună, fiindcă să accesăm aceste fonduri și să înțelegem odată și pentru totdeauna, aerul nu are hotare, apele tot nu au hotare. Cât nu spune noi că acestea sunt ale Ucrainei, acestea sunt ale Moldovei, până la urmă ele sunt ale omenirii. Și de felul cum, ce atitudine vom avea, aceea vom avea și pe viitor. Vă spun toate cele bune pe curând și să ne auzim de bine, să fim sănătoși și să avem ape curate, ape de o rară frumusețe, râuri frumoase, mari și mici.
în Republica Moldova. Mulțumim frumos! Mulțumim!